Bun găsit! În cursa electorală s-au înscris atât partidele reprezentate în actualul legislativ, cât și cele extraparlamentare. Astfel, primul în buletinul de vot, care are o lungime de 63 de centimetri, este Partidul Democrat. Formațiunea este urmată de Partidul Popular Creștin-Democrat și Partidul Forța Poporului. Liberal-democrații sunt pe locul 4, iar PLR și Comuniștii Reformatori pe locul 5 și respectiv 6. Pe locul 7 se situează Mișcarea Populară Antimafie, urmată de Partidul Național Liberal, Socialiști, Blocul Electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală, Partidul Democrația Acasă și Partidul Popular. Fotoliul de parlamentar este revenit și de candidații Partidului Comuniștilor, care ocupă locul 13 în buletinul de vot. Comuniștii sunt urmați de Liberali, Partidul Renaștere, Partidul Acțiunea Democratică și de Verzi. Candidații independenți, consilierul municipal Oleg Cernei și activistul civic Oleg Brega, se situează pe locul 18 și respectiv 19. Locul 20 este ocupat de Partidul Patrioții Moldovei, urmat de politicianul Valeriu Pleșca și avocatul Anatolie Doga, care candidează independent. Ultimii în buletin sunt Uniunea Centristă și Partidul pentru Neam și Țară. Partidul Ravnopravie s-a retras din cursă, iar Partidul Patria a fost exclus în urma unei hotărâri a Curții de Apel Chișinău, decizie menținută în vigoare de Curtea Supremă de Justiție. La acest scrutin participă cu 15 candidați, mai puțin decât la alegerile parlamentare de acum 4 ani. Recordul național privind numărul candidaților înregistrați la un scrutin parlamentar a fost atins în 1998, când în cursă au intrat 89 de concurenți. Alegerile sunt considerate valabile dacă la urne se prezintă mai mult de o treime din numărul cetățenilor cu drept de vot.